Zăpezii l-au transformat adăpostul de câini de la Glina în centru de exterminare. Sute de animale sunt îngropate de vii în nămeți. Înarmați cu lopeți, voluntarii au sărit într-un suflet să le elibereze. Vă avertizăm că veți urmări imagini cu un puternic impact emoțional. Așa arată în acest moment adăpostul de animale. Sunt zeci de persoane care încearcă să degajeze cu lopeți zăpezile. Petre Nechita este la adăpostul de câini de la Glina. Petre, bună seara! Care este situația acolo? Bună seara, din păcate, de câteva minute voluntarii au oprit căutările, întunericul nu-i ajută deloc, au reușit să salveze mai multe animale, aceste patrupede se pot considera norocoase, au învins această iarnă grea. Cele mai multe din animale însă au avut o soartă mult mai crudă. Voluntarii încă de dimineață au săpat în căutarea animalelor, au îndepărtat mii de lopezi de zăpadă, însă n-au reușit mare lucru. Aceste animale au fost lăsate de izbeliști, a nins foarte mult, iar cuștile au fost acoperite cu totul de zăpadă. La ce să ne mai așteptăm într-o țară în care mii de șoferi au fost abandonați pe drumuri înzăpeziți de către autorități. Iată că toată lumea și-a luat mâinile și de pe aceste animale. E păcat, o soartă tristă. Andreea? Așa este, Petre, îți mulțumesc.